Salutare! Videoclipul de azi conține 30 de întrebări din sport. De câte ori a câștigat Messi balonul de aur? De 6 ori. Cine a câștigat campionatul mondial de fotbal din 2018? Franța. Câte popice trebuie să dobori la jocul de bowling? 10 popice. În ce an a câștigat Simona Halep cele două turnee de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon? În 2018 la Roland Garros, iar în 2019 la Wimbledon. Ce sport a practicat Mike Tyson? Box. Care este lungimea unei porți de fotbal standard pentru adulți? 7,32 de metri. Ce handbalistă româncă a fost desemnată de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume? Cristina Neagu. Ce înseamnă parapantă tandem? Este o parapantă cu două locuri, pilot și pasager. La ce echipă de fotbal evoluează Messi? FC Barcelona. Ce sport mai este numit și sportul minții? Șahul. Care este prima gimnastă din lume care a primit nota 10 pe linie într-un concurs olimpic de gimnastică? Nadia Comăneci. Ce club de fotbal a fondat Gheorghe Hagi? Viitorul Constanța. Câte bile sunt folosite în jocul de biliard? 15 bile plus bila albă. Care a fost țara gazdă pentru campionatul mondial de fotbal din 2018? Rusia. Cine este considerat cel mai mare jucător de basket al tuturor timpurilor? Michael Jordan. Ce este un traseu de Via Ferrata? Traseul de Via Ferrata este un traseu montan, similar celui de alpinism, prevăzut cu șufe metalice, poduri, trepte de fier. Cum se numește stadionul echipei Real Madrid? Santiago Bernabeu. Ce înseamnă strike în jocul de bowling? Strike înseamnă că ai doborât toate popicele din prima aruncare a rundei respective. Ce jucător de tenis român a fost desemnat numărul 1 mondial pe 23 august 1973? Ilie Năstase. Ce înseamnă rafting? Este un sport acvatic în care sportivii vâslesc pe ape repezi în bărci pneumatice. Cine a fost primul alpinist român care a ajuns pe Everest? Constantin Lăcătușu. Câte minute are pauza unui meci de fotbal? 15 minute. Ce înseamnă snorkeling? Este o activitate de înot, sub și la suprafața apei, având mască sau tub pentru a respira, cu scopul de a admira flora și fauna mării. La ce echipă de fotbal evoluează jucătorul Cristiano Ronaldo? Juventus Torino. La ce sport a primit Gabriela Sabo numeroase medalii de aur și argint?
Atletism. Ce înseamnă bungee jumping? Sărituri cu coarda elastică. Ce naționalitate are fostul fotbalist Diego Armando Maradona? Argentinian. Ce presupune sportul parkour? Ajungerea în cel mai scurt timp la destinație folosindu-te de obstacole. Ce înseamnă pescuit spinning? Pescuit la răpitor. Ce este sumo? O luptă japoneză pe un ring special în care este declarat învins adversarul obez care cade primul la podea. Vă mulțumesc pentru atenție! Nu uitați să dați subscribe canalului meu de YouTube pentru a vedea și următoarele videoclipuri. Pe curând!